Înainte să începem, ca de obicei, trebuie să vă anunț că acest episod a fost înregistrat la mijlocul lunii februarie, iar datele se schimbă de la oră la oră. În descriere vă voi lăsa un link unde puteți vedea și voi datele actualizate oricând și din orice țară. Se vorbește mult prea mult și este prea multă dezinformare în jurul acestui coronavirus. Așadar, astăzi vă voi prezenta adevărul din spatele lui, însă țin să menționez că încă nu se cunosc suficiente date încât să vă pot oferi un ghid practic și folositor, dar vom vorbi despre toate aceste lucruri pe parcurs. Haideți să începem cu acel termen coronavirus. Sunt mai multe tipuri de coronavirusuri, diferite tulpini. De fapt, răceala comună pe care o contractăm cu toții poate fi de asemenea cauzată de un coronavirus. Cu toate acestea, ce afectează orașul Wuhan din China este un nou tip de coronavirus. Nu este cel ce provoacă răceala comună. Ce îl face să fie nou? Din cauza faptului că se răspândește de la animale purtătoare la oameni, de aceea se mai numește și virus zoonotic. Încă nu se știe sigur, dar se crede în prezent că a fost contractat de la un șobolan, de la un șarpe sau, după cum a fost publicat mai recent, de la animalul numit panglion, sunt sigur că l-a mai văzut. Acest lucru se poate întâmpla doar dacă oamenii iau contact direct cu aceste animale. La început avem acest animal care este infectat cu noul coronavirus, suferă mutații, apoi intră în celula umană, începe să se multiplice în interiorul corpului, infectând astfel individul, iar la rândul său prezintă următoarele simptome. Cea mai comună, febra, urmată de tuse, iar apoi dificultăți de respirație. La fel ca răceala sau gripa comună, acest virus se transmite în același mod prin particule din aer sau de pe diferite suprafețe, chiar și prin contactul apropiat cu alți oameni care sunt de asemenea infectați. Vreau să vă mai spun și că toate informațiile pe care o să vi le prezint în acest videoclip vin direct de la Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, Organizația Mondială a Sănătății și Departamentul de Servicii de Sănătate. Și da, toate aceste organizații nu sunt din țara noastră pentru că aici nu se construiesc nici măcar spitale, cu atât mai puțin organizații guvernamentale credibile pentru sănătatea publică. Dar hei, măcar avem Catedrala Mântuirii Neamului. De obicei, toate aceste organizații lucrează în coordonare și sunt principalele surse de informații la nivel global. Nu trebuie să credeți toate informațiile apărute pe Twitter sau pe YouTube. Acestea nu sunt surse credibile. Urmăriți datele oferite de organizațiile oficiale respectabile. Mă repet, ar fi bine să țineți minte, toate statisticile și informațiile pe care vi le ofer vor avea sens doar în momentul la care înregistrez acest videoclip, sunt date actualizate, dar toate aceste lucruri se pot schimba, mâine pot fi mai mulți indivizi afectați decât astăzi. Este posibil ca peste o săptămână să aflați informații noi despre virus, informații care la momentul actual nu sunt cunoscute de nimeni, deci vă rog să țineți minte că acest videoclip a fost creat pe 15 februarie 2020. Vreau să vă rămână în minte această frază, alert, nu panicat. Acest virus din Wuhan sau noul coronavirus denumit acum COVID-19 este o potențială amenințare pentru toți oamenii din jurul lumii și încă nu reprezintă motivul unei crize generale, indiferent de cum privim lucrurile, deci din nou, alert, nu panicat. Haideți să vorbim despre statisticile pe care le cunoaștem. În prezent sunt aproximativ 60.000 de indivizi infectați cu noul coronavirus și în jur de 2.000 de decese confirmate în jurul lumii. Marea majoritate a acestor cazuri sunt înregistrate în China. În Europa sunt sub 200 de cazuri confirmate și câteva decese, majoritatea fiind oameni foarte în vârstă cu diferite alte probleme, iar la nivel internațional sunt aproximativ 1000 de indivizi care au contractat coronavirusul în afara Chinei. Din nou, marea majoritate a lor concentrându-se în focarul din Corea de Sud, Italia și pe nava de croazieră aflată în carantină în Japonia. Repet, aceste numere se vor schimba rapid, aceste date sunt doar pentru a vă oferi o perspectivă mai clară cu privire la ce se întâmplă în lume în acest moment. Poate că te întrebi, este un virus periculos? Răspunsul este, depinde. Poate amenința viața unei persoane în aproximativ 20% din cazuri, provocând pneumonie sau sindromul de detresă respiratorie acută, ceea ce necesită aplicarea ventilației mecanice și în unele circumstanțe provoacă moartea. Pentru noi, cei ce trăim în Europa, coronavirusul reprezintă o potențială amenințare, deci clar ar trebui să fim atenți. Din cauza zecilor de mii de zboruri internaționale efectuate zi de zi, răspândirea coronavirusului de la o țară la alta este aproape inevitabilă. Acestea fiind spuse, chiar dacă numărul victimelor pare mare la prima vedere raportat la populația totală a Europei, situația nu este chiar atât de gravă și nici nu avem un motiv să ne panicăm deocamdată. Sunt numeroase titluri în mass media care încearcă să inducă teama între cetățeni, dar de fapt nu reprezintă nimic mai mult decât clickbait. De la o sursă importantă și credibilă între ghilimele în România care menționa că au murit doi oameni în Italia. Problema principală a fost că nicăieri în acel articol nimeni nu a menționat că acei doi oameni erau extrem de în vârstă și aveau multe alte complicații medicale în afară de coronavirus. Încă sunt o mulțime de informații necunoscute medicilor despre acest nou coronavirus, cum ar fi, cât durează să se răspândească sau care este perioada de incubație reală, adică durata de timp până apar primele simptome de la contractarea virusului. Personalul medical este de părere că durează undeva între una și două săptămâni, dar încă nu se știe cu exactitate. Cel mai important lucru încă necunoscut este, poți răspândi virusul în cursul perioadei asimptomice? Acest lucru poate fi extrem de periculos pentru că pot exista indivizi ce nu sunt bolnavi, dar pot răspândi boala în toată lumea. De fapt, atunci când s-a mai întâmplat un focar asemănător cu cel din prezent la începutul anilor 2000 din cauza coronavirusului numit SARS sau sindromul respirator acut sever, motivul pentru care medicii l-au putut combate a fost pentru că pacienții erau monitorizați cu atenție și au putut analiza cine are febră, cine se simte rău în general și astfel indivizii suferinzi au putut fi izolați de restul populației până la eliminarea virusului din organismul lor. Totuși este foarte periculos dacă acest virus poate fi transmis chiar și atunci când suntem sănătoși sau aparent sănătoși și, din păcate, medicii nu știu răspunsul acestei întrebări. Îmi pare rău să vă spun, dar nu există niciun tratament atunci când vine vorba de combaterea noului coronavirus. Acest lucru nu înseamnă că nu putem face nimic, încă se poate oferi tratament de susținere, adică dacă ești deshidratat, ți se oferă perfuzii, dacă ai febră foarte mare, ți se oferă antipiretice, dacă nu poți respira singur, vei fi conectat la aparatul de ventilație mecanică. Deci sunt anumite lucruri care te pot ajuta, dar nu există un tratament direct, pentru că dacă ar fi o infecție bacteriană, ți s-ar oferi antibiotice și ai scăpa nevătămat. Sunt unele companii care lucrează la un tratament care să combată acest virus și speră să facă progrese foarte curând, dar nu în următoarele săptămâni. De asemenea, Institutul Național de Sănătate din SUA a anunțat că lucrează la un vaccin și speră să îl dezvolte în următoarele luni pentru a-l avea la dispoziție dacă focarul devine o pandemie la nivel global, lucru ce încă nu este. Hai să vorbim despre ce trebuie să faci dacă crezi că ai contractat chiar tu acest nou coronavirus. În primul rând, nu trebuie să te panichezi. Sunt șanse foarte mari să ai o răceală simplă. Totuși, să spunem că încă ești îngrijorat în această privință, deci care este primul lucru pe care ar trebui să-l faci? Contactează serviciile de asistență medicală înainte de toate, astfel încât să poată pregăti zona de așteptare și să o izoleze pe cât mai bine posibil, să te treacă prin protocoalele cuvenite pentru a se asigura că cei din jurul tău sunt în afara oricărui pericol, pentru că nimeni nu vrea ca alți oameni să se îmbolnăvească dacă într-adevăr ești infectat cu acest virus. În continuare, îți vor pune o serie de întrebări pentru a vedea dacă îndeplinești criteriile pentru testări suplimentare. Dacă ești suspect de coronavirus, vor preleva probe și le vor trimite mai departe către Institutul Național de Sănătate Publică sau Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Testul va dura în jur de 48 de ore și se numește analiza CRP sau analiza proteinei C reactivă. În acest timp vei rămâne în izolare în incinta spitalului, care este de obicei o cameră cu presiune negativă pentru a preveni răspândirea particulelor virale. Din nou, fie că ai contractat noul coronavirus, o gripă sau orice alt fel de virus, tratamentul rămâne o îngrijire de susținere normală. Personalul medical va face tot ce îi stă în putere pentru a se asigura că sistemul tău imunitar poate lupta cu orice virus. De fapt, așa cum se face cu toți pacienții suspecți, vei fi întrebat de istoricul călătoriilor din ultima vreme, dacă ai fost în China sau în diferite alte zone în care există focare, dacă ai prieteni sau membri ai familiei care au călătorit recent. Deci, acestea sunt niște întrebări importante la care trebuie să răspundeți. De fapt, protocolul de depistare al virusului a fost instaurat în toate aeroporturile internaționale din lume. Iată câteva sfaturi practice pentru a vă feri de acest nou coronavirus ca în cazul oricărei alte infecții cu virus. Până la urmă ne aflăm în sezonul gripal și virusul normal este de asemenea foarte periculos. 1. Rămâi alert, dar nu deveni panicat. Repet această frază pentru că nu este nevoie ca oamenii să intre în panică. Nevoia naște alarme false, iar deznodământul va fi unul negativ. Nu cred că își dorește cineva acest lucru în cazul de față. 2. Acesta cred că este evident, dar nu călători deocamdată în China sau în regiunile în care există focare ale acestui virus decât dacă este absolut necesar. 3. Dacă ai fost în China sau alte zone infectate în ultimele două săptămâni și ai simptome de febră, tuse sau dificultăți de respirație, trebuie să contactezi urgent serviciile de asistență medicală. 4. Asigură-te că te speli frecvent pe mâini în decursul unei zile. Asta înseamnă să folosești săpunul și apă caldă timp de 20 de secunde. Dacă ești la serviciu sau pur și simplu nu ai acces la aceste lucruri, folosește șervețele umede dezinfectante sau pe bază de alcool sanitar. 5. Fă tot posibilul să nu îți atingi membranele mucoase. Asta include ochii, nasul și gura. Palmele sunt cele mai comune zone unde se găsesc particule virale și atunci când îți atingi membranele mucoase, bacteriile ajung direct în corpul tău. 6. Asigură-te că îți acoperi gura cu un șervețel atunci când strănuți sau tușești, după care îl arunci la gunoi. 7. Curăță zonele publice înainte să le folosești. Dacă lucrezi într-un coworking, asigură-te că ștergi masa, scaunul și orice alt obiect pe care îl atingi. Este o regulă simplă care te poate salva. 8. Fă tot posibilul să eviți contactul cu cei ce sunt deja bolnavi. Dacă vezi pe cineva tușind sau în lângă tine, fă tot posibilul să păstrezi o distanță de cel puțin 2 metri între tine și persoana respectivă. Aceasta este în general distanța medie la care sunt răspândite particulele virale în urma unui strănut. 9. Dacă ești bolnav, rămâi în casă. Nu contează dacă ai o simplă gripă sau o răceală comună. Stând acasă, reduci răspândirea virusului, scazi încărcătura virală din atmosferă și, prin urmare, comunitatea va fi mai sigură. Știu că toți vrem să fim cât mai productivi și să ajungem la muncă, dar nu vei fi eficient atunci când ești bolnav și muncești. Mulți oameni se întreabă dacă purtarea măștilor chirurgicale este benefică. Poate ajuta într-o oarecare măsură, dar totodată poate fi și ceva rău, pentru că atunci când îndepărtezi masca atingi germenii de pe partea exterioară, apoi dai mâna cu cineva cunoscut și vei răspândi virusul mai departe. Deci sunt argumente pro și contra în ambele sensuri. În general, medicii și instituțiile medicale nu recomandă folosirea măștilor chirurgicale în public. Ar trebui să ascultăm acest sfat, dacă nu ai nevoie să o porți, atunci nu o face pentru că măștile pe care le poartă medicii se numesc măști N95, concepute cu filtru și valvă pentru o protecție de aproape 100%, pe când măștile obișnuite pe care majoritatea oamenilor le folosesc nu te apără atât de mult pe cât crezi. Țineți minte, din cauza faptului că aceasta este o situație în continuă dezvoltare, detaliile se vor schimba. Așadar, vă voi lăsa linkul situației actualizate la zi a celor infectați cu coronavirus. De asemenea, găsiți în descriere și linkul către Organizația Mondială a Sănătății și Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Chiar dacă sunt date oficiale venite din Statele Unite, pot fi de mare ajutor. Dacă aveți întrebări sau alte surse respectabile, le așteptăm în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni, cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!